S-a întâmplat în Roma. Un microbus cu număr de Calabria încetinește lângă trotuar, în timp ce ușa laterală se deschide. Paolo, curios, un flăcău pletos se întoarce spre mașină. Până să prindă de veste, două perechi de brațe în hață îl trag înăuntru și microbuzul pleacă în trombă. La 10 iulie 1973, ora 17, John Paul al III-lea, nepotul miliardarului american John Paul Getty, a fost răpit de membrii grupării Ndrangheta. Pentru eliberarea sa, cereau 17 milioane de dolari. Termen, 10 zile. Gândeau că flăcăul de 16 ani făcea paralele. Numai că miliardarul nu gândea ca ei. Bătrânul John Paul Getty era vestit pentru calicia lui. În corespondența sa folosea doar plicuri uzate. De răscumpărare nici n-a vrut să audă. Mai am alți 14, dacă plătesc acum, va trebui să plătesc pentru toți. Au trecut zile, săptămâni, chiar luni. Negocierile erau în impas. În noiembrie, la biroul ziarului Il Messaggero, sosi un plic. În el se aflau bucle din părul nepotului, o ureche și un bilet. Asta e urechea lui Paul. Dacă nu trimiteți 3 milioane de dolari în 10 zile, va sosi următoarea ureche. Cu alte cuvinte, vă vom trimite băiatul în bucățele. În fine, bătrânul a fost de acord să plătească doar 2,2 milioane, doar cât putea deduce din taxe. Pentru restul de 800 de mii, a fost dispus să-l împrumute pe fiul său, adică tatăl băiatului, cu o dobândă de 4%. Odată cu plata la 15 decembrie 1973, adolescentul a fost găsit viu într-o clădire dezafectată din Lauria. Cazul larg mediatizat a stârnit indignare pentru multă vreme. Pe drept. Ceea ce însă nu realizează poporul este că fenomenul Getty e doar vârful icebergului, paroxismul unui fenomen comun care, de banal ce e, nici nu-l sezizăm. L-am putea descoperi doar dacă am estima valoarea copilului nostru pe scara priorităților. Pe ce poziție l-am așeza? Prioritatea a treia? A cincea? Sau nici nu ne punem problema? Un copil costă mai mult decât mâncare, îmbrăcăminte, jucării. El costă timp, energie, tăruire, suflet, sacrificiu de sine, cât pentru prioritatea numărul 1 a vieții. Pentru epoca noastră pragmatică, copilul a devenit un fel de povară pentru că ne concurează interesele, confortul, profesia, succesul, posesiunile. Ne fură dreptul la viață. Dacă însă l-am apreciat prin ochii Creatorului, l-am vedea într-o cu totul altă lumină, ca un dar unic de la Dumnezeu, încredințat nouă pentru scurtă vreme spre modelare. Iar dacă ne ordonăm prioritățile din perspectiva veșniciei, vom avea revelația imensei responsabilități de a fi părinte. Am pune totul la o parte și pentru că șansa ne e dată odată în viață, am investit în copil sufletul nostru cu toate valorile nepieritoare ca să ajungă un fiu al lui Dumnezeu. Alegerea stă pe umerii noștri și e urgentă. Cât încă este copil, învață-l calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va bate de la ea. În fiecare săptămână publicăm un nou videoclip, așa că dacă ți-a plăcut acest video, abonează-te aici pe canalul nostru de YouTube.